Ion Țiriac plătește o sumă importantă în fiecare an pentru una dintre cele mai mari pasiuni ale vieții sale. Miliardarul român nu se uită la bani atunci când vine vorba de tenis. Țiriac are o lojă la Roland Garros de mai bine de 30 de ani și pentru a fi prezent anual la al doilea Grand Slam al anului, magnatul scoate din conturi 80.000 de euro. Astfel, Țiriac a plătit în jur de 2,5 milioane de euro în ultimii peste 30 de ani pentru a-i vedea de aproape pe cei mai mari jucători ai lumii. Ajuns la 84 de ani, Țiriac și-a invitat doi prieteni vechi la Paris în acest an. În loja sa au ajuns și Nadia Comăneci și Ilie Năstase. Ei au fost văzuți în timpul partidei dintre Arina Sabalenka și Carolina Mukova. Se știe care este afacerea cu care Ion Țiriac a dat lovitura în România. Fostul jucător de tenis are un succes uriaș cu clubul din nordul Bucureștiului, pe care l-a deschis în 2013 și în care a investit inițial 18 milioane de euro. Numărul membrilor a atins capacitatea maximă, motiv pentru care fiul lui Ion Țiriac a anunțat că se întocmesc liste de așteptare. Chiar și așa, sunt foarte mulți doritori. Clubul care aparține miliardarului român este situat în pădurea Băneasa și se întinde pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Asigură servicii de sport, relaxare și wellness, iar prețurile sunt destul de piperate. Abonații au la dispoziție centru de aerobic, piscine interioare și exterioare, saune, terenuri de tenis și de squash. Încă din urmă cu un deceniu, din momentul deschiderii clubului, prețul de pornire pentru un abonament anual era de 1.500 de euro. Acesta a tot crescut, dar interesul este în continuare uriaș, relatează Antena Sport.ro.